Ioan, capitolul 15, și vom citi începând de la versetul 12 până la versetul 17. Ioan 15, de la 12 până la 17. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Vă rog, părere. Aș dori ca, la început, să transmit și eu acest salut. Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Amin. S-a vorbit, în luna aceasta avem o temă, metafore despre Iisus Hristos. Și s-au vorbit până acum despre Hristos ca și mielea lui Dumnezeu, ca și Cel care a venit să moară pentru noi, pentru păcatele noastre. S-a vorbit despre Hristos ca și lumina lumii. El este lumina noastră, El este adevărul. S-a vorbit despre Hristos, soarele neprihănirii. Iar în dimineața aceasta aș dori să vorbim despre Hristos ca și prieten al celor credincioși. Amin, fraților? Avem un prieten. Un prieten care niciodată, chiar dacă trecem prin încercări și am văzut anunțurile și problemele și cauzele care au fost aduse înainte, am văzut încercări, am văzut suferințe, dar avem un prieten care atunci când suntem în suferințe și în necaz, este alături de noi de fiecare dată. Este alături de noi și El este Cel ce ne întărește. El este Cel ce vine și ne spune o vorbă de mângâiere. Ne spune o vorbă prin care ne întărește. Prin cuvântul Lui. De atâta ori mi s-a întâmplat și mie când treceam prin încercări și prin probleme. Și deschideam Sfânta Scriptură, fără să caut un verset anume, și Domnul îmi vorbea printr-un singur verset care citeam. Domnul îmi vorbea. Și primeam rezolvare, primeam mântuire și mă întărea prin ceea ce ducea. De ce? Pentru că prietenul adevărat este Cel care tot timpul este lângă tine. Prietenul adevărat este Cel care atunci când treci prin necaz și prin probleme este alături de tine. Haideți să ne uităm puțin în textul. Să privim puțin la textul acesta. În capitolul 12, acest text începe așa. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit și eu. O relație de prietenie este reciprocă. Nu se poate ca eu să fiu prieten cu cineva și doar eu să am această dragoste față de el și el față de mine nu. Nu se poate. O relație de prietenie este o relație reciprocă. Și vreau să vedem puțin, să ne uităm în Sfânta Scriptură în continuare, să analizăm. Domnul nostru Iisus Hristos, El și-a dovedit prietenia Lui față de noi. Prin faptul, uitați ce spune în versetul 14. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. El și-a dovedit marea dragoste față de noi. Prin aceea, că a venit și a murit pe cruce pentru noi. Pentru noi, ca să avem viață. Un prieten adevărat. Un prieten care a fost gata ca prietenia lui să-și dovedească printr-o prietenie jertfitoare. Prin aceea că s-a jertfit până la moarte. Dragi frasiților, vorbea fratele Adi Tripon despre prietenie. În îndemnul pe care l-a dat și... O prietenie adevărată este o prietenie atunci când ești gata pentru prietenul tău să mergi chiar și la moarte. Aceea este o prietenie adevărată. O prietenie de fațadă, o prietenie în care doar, știți cum, în ziua de astăzi sunt multe feluri de prietenie. Este prietenie pentru interes, din interes. O prietenie din interes, o prietenie care eu sunt prieten cu cutare pentru că el mă poate ajuta. Sau el este prieten cu mine pentru că eu îl pot ajuta. Aceea este o prietenie din interes. O prietenie care nu mai durează, pentru că dacă acel om care este în acea funcție este îndepărtat, automat, poate eu nu mai sunt prieten cu el, lui, gata, pentru că nu mai este de folos, nu? Mi-a fost de folos și mi-a fost prieten. Dar după ce nu mai este de folos. Cu Domnul Iisus Hristos nu este așa. Nu. Uitați ce ne spune aici în versetul 15, în versetul 16. Că nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Nu noi am ales ca Domnul Iisus Hristos să ne fie prietenul nostru, ci în primul rând El ne-a ales pe noi ca să fim prieteni cu El. Dar ca să putem să fim prieteni cu El, uitați ce spune în versetul 14.
Sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Suntem prieteni cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă facem ceea ce El ne poruncește. Și ce ne-a poruncit Domnul Iisus? Ce ne poruncește El? Care sunt? Hai să uităm puțin în Matei, în capitolul 22. Ceea ce ne-a poruncit Domnul nostru Iisus este exact poruncile pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel. Dar El le-a sintetizat doar în două porunci, care sunt cele mai importante și care cuprind toată legea și tot ceea ce a poruncit Domnul Dumnezeu poporului Israel. În Matei, capitolul 22. De la versetul 36, să citim puțin ca să vedem contextul. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragi frate și soră, cum stăm la capitolul iubire în dimineața aceasta? Drag prieten care poate ai venit în casa Domnului, cum stai la capitolul iubire? Domnul ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții, dar cum? Așa cum ne-a iubit El pe noi și așa cum ne-am iubit noi pe noi. Eu cred că, din punctul ăsta de vedere, noi ne iubim pe noi, nu? Ținem cu noi, ținem la noi, vrem să fim, să arătăm bine, vrem să ne meargă bine nouă. Păi dacă noi vrem lucrul acesta, dacă vrem să primim Sfânta Scriptură, la fel trebuie să vrem și să dorim și pentru Cel care este lângă noi. Pentru că așa ne spune, să iubim pe aproape nostru ca pe noi înșine. Dacă noi vrem pentru noi să avem cele mai bune haine, cele mai bune condiții, până atunci să dorim și pentru Cel de lângă noi, la fel. Ca să putem să primim Sfânta Scriptură, ca să putem să fim prieteni cu Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să ne iubim. Și vedem că Domnul nostru Iisus Hristos. Hai să ne uităm, să privim puțin în 1 Ioan capitolul 3, versetul 23. 1 Ioan capitolul 3, versetul 23. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit pe asta. Porunca aceasta de a ne iubi unii pe alții nu vine. Nu este o poruncă venită de la un om, nu. Este venită de la Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să împlinim această poruncă, dragi frați și surori. Să trăim în iubire. Vrem să fim prieteni? Vrem ca prietenile care le avem între noi să dureze? Și eu cred că toți cei care suntem în casa Domnului, care suntem frați și nu numai frați, ci cu cei de lângă noi, eu cred că trebuie să trăim niște prietenii adevărate. Trebuie să fim prieteni adevărați. Dragi frați și surori, nu doar o prietenie de fațadă, o prietenie care să fie doar din interes. În 1 Ioan capitolul 5, versetul 3. Ne spune așa, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și uitați ce spune aici. Și poruncile Lui nu sunt grele. Dragi frate și soră, dacă vrei să fii prieten cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să păzești poruncile Lui. Trebuie să trăiești în dragoste. Și uitați ce zice aici, că poruncile nu sunt grele. Dragi frate, soră, prieten care ești în dimineața aceasta aici, nu-i greu să împlinești porunca Domnului. Nu-i greu. E un lucru foarte ușor. De multe ori poate credem că e așa de greu. Cum pot să mă întorc? Cum pot să mă pocăiesc eu când sunt atâtea restricții și atâtea lucruri și atâtea lucruri și când e așa de greu? Nu e greu, dragi frate, e foarte ușor. E foarte ușor. Ceea ce trebuie să faci este inima ta să o dai Domnului în întregime. Amen. Și să fii gata să iubești pe Cel de lângă tine, chiar dacă îți face rău. Chiar dacă te batjocorește, să fii gata să-L iubești. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos ne-a poruncit lucrul acesta și dacă vrei să fim prieteni cu El, nu e așa că de multe ori ne simțim așa de importanți când poate vine cineva, un om suspus și îți oferă prietenia lui și zice, vreau să fiu prieten cu tine. Și ne simțim așa de importanți și merge poate și ne lăudăm la toți. Uite, cu tare, care este cu tare funcție, a venit și este prietenul meu. Când am o problemă, pot să apelez la el oricând. Sau poate de multe ori mergem noi și încercăm prin anumite metode să ne facem prieteni suspuși. Ca
odată când vom avea cândva nevoie, să putem să apelăm la ei. În dimineața aceasta, Domnul Iisus Hristos vine și ne zice, eu vreau ca voi să-mi fiți prieteni. Eu vreau. Și cei mai minunat, eu nu cred că există pe lângă acesta un prieten mai important. O persoană mai importantă, dacă să luăm așa ca și persoană, care a fost vreodată pe pământ și a trăit pe pământ, ca Domnul nostru Iisus Hristos. El este acel la care putem veni oricând. Să-i cerem orice, că ne va da. Dar trebuie ca să fim prieteni cu El. Pentru că așa zice aici în continuare, că nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vezi, dar frate și soră și prieteni care te află în dimineața aceasta lucrul acesta. Ca să fii prieten cu Domnul Iisus Hristos, ai avantaje foarte mari. Care este? Acest avantaj este că mergând și cerând în numele Lui, la Tatăl, un anumit lucru sau un anumit lucru, Dumnezeu ți-l dă și îl vei avea, pentru că ești prieten cu Fiul Lui. Ești prieten cu Fiul Lui. Ai rămas poate fără un loc de muncă, ai rămas poate fără bani. Așa e că de cele mai multe ori când suntem în criză și nevoie. Pentru că așa suntem, așa e gândirea noastră de multe ori. Apelăm la prietenii din această lume. Pentru că nu mergi să apelezi la un străin când ai nevoie de un lucru, nu? Apelezi la un prieten, pentru că știi că fiindu-ți prieten, El te ajută. Dacă avem ca prieten pe Domnul nostru Iisus Hristos, din așa ce minunat e lucrul acesta, să poți să mergi să apelezi la El în orice lucru. Ai rămas fără loc de muncă, roagă-te, dragi frate, ai credință. Și Domnul îți va da. Pentru că toate lucrurile care se întâmplă în lumea aceasta, nu se întâmplă fără voia Lui. Tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, nu se întâmplă fără voia Lui. Mi s-a întâmplat și mie și a trebuit să trec și eu. Nu a fost o criză așa de mare. A rămas fără loc de muncă. Și am fost dat un telefon la începutul lunii februarie. Un prieten, un vechi prieten al meu care a mai lucrat, să-i cer și mi-a zis, atunci mi-a spus așa, în față, să-i, nu am de muncă acum. Și am stat și m-am crezut în Domnul și am zis, Doamne, Tu ești și eu ce pot să fost de grijă. Eram un șomaj. Vreau să mă mântuiesc chiar dacă nu am pus să spun lucrul acesta. La 3 zile după ce mi s-a terminat șomajul, m-a sunat. Dar ce am, vrei să muncești? Da. Hai de mâine la muncă. De așa că avem un Dumnezeu minunat. Și a trecut o lună de zile de când l-am sunat eu pe El. O lună a trecut. Și El a fost cel care m-a sunat și a zis, dar și-a mers la muncă. De așa că avem un Dumnezeu minunat care ne poartă de grijă, dragi frate și soră și prieteni. Nu trebuie să ne îngrijorăm, nu trebuie să ne îngrijorăm. Că avându-L pe Iisus prieten, vom avea de toate, dar de toate. Deci, ascultați, fiți atenți, de toate. Și binecuvântări, dar și încercări. Dar El care este un prieten adevărat, El este cel care este alături de noi și atunci când trece prin încercare și prin problemă. El este cel care este alături de noi. Uitați ce spune. Să primim continuare cuvântul Domnului. În versetul 15. Deci, suntem prieteni. Dacă facem ce ne-a poruncit El. Și El ne-a poruncit ca să ne iubim unii pe alții. Ca să trăim în dragoste unii față de alții. Ca să avem prietenii între noi. Dar cum? O prietenie adevărată, nu oricare prietenie. Să trăim în legătură frățească unul cu altul. De multe ori poate trece pe stradă unul pe lângă altul și nici nu ne băgăm în seamă, nici nu ne salutăm. Nu-i bine. Pentru că noi trebuie să fim una, trebuie să fim uniți. Suntem copiii lui Dumnezeu. Trebuie să fim uniți. Trebuie să ne iubim unii pe alții. Să dispară orice diferență dintre noi. Nu contează că persoana cu tare e director și celălalt poate e peon. Nu. Între noi nu trebuie să existe această diferență. În Domnul nostru Iisus Hristos nu există nici director, nici peon. În prietenia noastră cu El suntem toți egali. Și așa trebuie să fim unul față de altul. Egal. Înaintea lui Dumnezeu. Fără diferențe. Fără anumite gândiri unul față de altul. Mă, uită-te ăla ce face. Uită-te cum trăiește ăla. Sau, dacă stau bine și mă gândesc ce mi-a făcut ăla și ce mi-a făcut ăla. Că cum să pot să fiu prieten cu El când El poate la locul de muncă mă o săpat și mi-a pierdut locul de muncă. Trebuie să fii prieten cu El. Trebuie să-L iubești. Chiar dacă ți-a făcut lucrul rău. Și știi de ce trebuie să facem lucrul acesta? Pentru că uitați ce spune în continuare. În versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână. Dacă vrei să fii prieten cu Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să ai roadă în viața ta, în trăirea ta. Și cum poți să ai
roadă trăirea ta, dacă tu pe prietenul și colegul de lângă te urăști, dacă tu pe cel de lângă tine, cum poți să ai o roadă adevărată în viața ta, dacă tu nu poți să trăiești în pace cu cel de lângă tine? Nu se poate, dragi frate și soră, ci prieteni, nu. Dacă vrei ca să vadă o roadă în viața ta, trebuie să stai lângă Domnul, trebuie să fii gata să iubești și să stai aproape, să fii aproape de cel care e lângă tine. Și atunci când îl vezi că e necaz, chiar dacă poate ți-a făcut rău, îl vezi pe el că trece prin necaz, du-te la el, întinde o mână și zi și vorbește despre Domnul și spune: Domnul poate să îți dea biruință în încercarea aceasta prin care treci. Și o să vezi că El se va schimba și o să-i pară rău, chiar dacă poate cândva ți-a făcut ție rău, o să-i pară rău și o să se toarcă cu căință înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă în trăirea noastră și în viața noastră nu avem roadă și nu dăm dovadă de copii ai lui Dumnezeu, cum poate cel de lângă noi? Cum poate cel de lângă noi să vadă lucrul acesta? Și cum putem să zicem noi că suntem copii lui Dumnezeu, că suntem prieteni cu Iisus Hristos, cu Domnul nostru, care a venit și a murit pentru noi, dacă noi nu putem să trăim în pace cu cel de lângă noi, dacă noi nu putem să iubim chiar și pe cel mai căzut om, chiar și pe cel mai căzut om, Domnul nostru Hristos e cel care îl iubește. Pe cel mai, chiar dacă poate mulți cred că omul ăsta ce să mai faci, că nu mai are nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu toată lumea are șanse. Înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali. Și dacă venim și ne mărturisim și ne căim de păcatele care le-am făcut, Domnul nostru Iisus Hristos vine și ne zice: sunt prieten cu tine, sunt gata să-ți declar prietenia mea, dar trebuie să fii gata să renunți, să ai o roadă bună în viața ta. Nu poți să fii prieten cu mine, zice Domnul Iisus Hristos, nu poți să fii prieten cu mine dacă în viața ta există păcat. Uitați ce spune în Iacov 4:4. Haideți să ne uităm puțin. La începutul versetului e un verset, sunt niște cuvinte foarte grele. Dar să citim puțin continuare. Iacov 4:4. Aici spune așa: suflete pe acovare. Și în continuare: nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Două feluri de prietenii se pot și există. Prietenia cu Dumnezeu sau prietenia cu lumea. Nu există alte prietenie, dragi frate și soră. Ori ești prieten cu Dumnezeu, ori ești prieten cu lumea. Și uitați ce spune aici, că prietenia cu lumea îi vrăjmășie cu Dumnezeu. Drag prieten și soră și frate care ne află în dimineața aceasta aici, acceptă să fii prieten cu Dumnezeu ca să nu fii vrăjmaș cu El. Așa spune aici, că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Sunt două feluri de prietenii. Ori ești prieten cu lumea, ori ești prieten cu Dumnezeu. Alege! În dimineața aceasta ne sunt înainte aceste două alegeri. Cu cine vrei să fii prieten? Cu cel care poate să-ți dea de toate. Cu cel care poate să-ți poarte de grijă. Vrei să fii prieten cu cel care și în încercare este lângă tine. Și cel care într-o zi ți-a promis și ne-a promis: Tată, eu vreau că acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine, pentru că Tu mi-ai dat. Vreau să fie împreună cu mine acea zi. Avem o promisiune așa de minunată că într-o zi vom fi în veșnicie împreună cu El, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Sau vrei să fii prieten cu lumea aceasta care într-o zi te va duce la moarte? Uitați ce spune în Roman capitolul 6. Despre roadele pe care le avem. Să citim puțin. Roman capitolul 6. Uitați spune versetul 20. În versetul 21. Și ce roade aduceați atunci când erați robi ai păcatului? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Drag frate și soră și prieteni, fii conștient în dimineața aceasta că dacă aduci roade pentru lumea aceasta, sfârșitul tău va fi moartea și despărțirea veșnică de Dumnezeu. Dar dacă vrei să fii, dacă ești prieten cu Dumnezeu și aduci roade bune și roade adevărate pentru împărăția lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos s-a rugat pentru noi, pentru toți și pentru tine și a zis: Tată, eu vreau că acolo unde voi fi eu să fie și cei care sunt cu mine, cei care mă acceptă pe mine. Și nu e așa că e lucrul așa de minunat? Deci nu a fost pentru El, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, nu a fost suficient că și-a exprimat dragostea față de noi și și-a arătat prietenia prin faptul că a venit și a murit pe cruce pentru noi. Nu. El a mers mai departe și a zis: Tată, eu nu vreau numai ca să mor pentru ei ca să fie tați. Nu. Tată, eu vreau ca acolo unde voi fi și eu, în slavă, să vină și ei să fie împreună cu mine ca să vadă slava pe care o am eu. Sus la tine. Pentru El nu a fost suficient să vină doar să moară, ci El vrea ca să fim cu El împreună în veșnicie. Suntem pregătiți pentru lucrul acesta? Ești pregătit ca în dimineața aceasta să accepți prietenia Domnului nostru Iisus Hristos?
Amin. Dacă vrem să fim prieteni cu Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să renunțăm la păcat. Amin. Deci nu putem să fim prieteni cu Domnul Iisus Hristos dacă avem păcat în viața noastră. Și avem în Sfânta Scriptură câteva exemple de oameni care au fost prieteni, care Dumnezeu a declarat despre ei că sunt prieteni. Uitați despre Avram în Geneza 18 cu 17. Și după aia o să vedem în Evrei, în Iacob 2 cu 23. Geneza 18 cu 17. Uitați, lucrul acesta îl face doar un singur prieten. Geneza 18 cu 17. Atunci Domnul i-a zis, să ascundem oare de Avram ce am să fac? Știm cu toții că din cauza păcatului Dumnezeu a hotărât ca să doamnă și gomoară spre indicită. Și înainte a trecut pe la prietenul lui Avram. El nu putea să meargă să facă un lucru. Știm că în Sodoma și Gomora se află nepotul. Nepotul lui, Lot. Dumnezeu a zis, pot să trec eu pe la Avram, pe la prietenul meu, nu pot să fac lucrul acesta. Pot să mă duc eu oare să fac lucrul acesta fără să-i spun lui ce vreau să fac? Nu pot. Așa este, drag frate și soră și prieten, într-o prietenie. Într-o prietenie. Când mergi să faci un lucru, te consulți, de multe ori poate cu prietenii tăi. Mă, uite, asta vreau să fac. Sfătuiți-mă și voi. Dar doar dacă este o prietenie adevărată, că dacă este o prietenie de interes, nu cred că mergi să te sfătuiești cu el. Domnul nostru Iisus Hristos vine în dimineața asta și ne zice, hai dați-vă sfat împreună cu mine. Sunt prietenul vostru. Când treceți printr-o, când aveți o problemă, nu o faceți voi singuri, cu puterile voastre. Veniți și întrebați-mă pe mine. Veniți și cereți-mi sfatul meu și Domnul nostru Hristos și Dumnezeu ne-a rânduit Sfânta Scriptură cuvântul Lui, care este un îndrumător pentru noi. Când ai o problemă, când ai, ești la o răscruce de drumul și nu știi ce să faci, hai da, vin înaintea prietenului tău adevărat, a Domnului nostru Iisus Hristos și spune Lui problema ta. Și El, pentru că El fiind un prieten adevărat, fiindcă El fiind un prieten adevărat, El este Cel ce îți va da cel mai bun sfat. Îți va da cea mai bună soluție pentru problema ta. Nu căuta soluție la alți prieteni imaginari, poate. Că în ziua de astăzi mai avem și acești prieteni imaginari, pe care nu i-am văzut niciodată și avem pe internet. Avem acești prieteni imaginari și nu știm cine este. Poate să fie lup îmbrăcat în oaie. Și tu crezi că e un prieten. Și vorbim cu el pe internet, îi spui problema ta și ceea ce ai. Și după o lună de zile, întreaga România și poate jumătate din Spania știe problema prin care tu ai trecut. Pentru că el nu a vrut să te ajute. Nefiind prietenul tău adevărat, a vrut să te dărâme mai mult decât să te ajute. Dar dacă vii la Domnul nostru Iisus Hristos cu problema ta, cu necauză, poate ai avut o perioadă de cădere și ai căzut. Ai căzut și ai făcut lucruri rușinoase. Dacă vrei să te mărturisești, vino înaintea Domnului. Nu vreau până aceasta să mă înțeleagă cineva greșit că nu mai trebuie să vii. Nu, avem înaintea noastră frați care sunt puși, frații noștri păstori care trebuie să veniți să ne mărturisim când facem un lucru, ca să fim eliberați. Da, trebuie să venim înaintea lor. Pentru că când venim să ne mărturisim lor, venim înaintea Domnului și a prietenului nostru și ne mărturisim lor. Ne mărturisim Lui atunci. Dar nu merge la oricare om care îl vezi pe stradă sau la unul pe care crezi că e prietenul adevărat și zici, uite ce mi s-a întâmplat. Nu. Hai înaintea Domnului și spune Domnului ceea ce ți s-a întâmplat. Și El e Cel ce te iartă. El e Cel ce zice, da, ai căzut, dar eu sunt gata să te iert și să te accept din nou ca și prieten al meu. Dar să renunți la ceea ce ai făcut. Dumnezeu nu a putut să treacă pe lângă Avram. Și vedem după aia în Exod, capitolul 33. Alt om din Sfânta Scriptură despre care Dumnezeu îl consideră ca și prieten. Exod, capitolul 33, versetul 11. Domnul vorbea cu Mose față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Cum vorbea Dumnezeu cu Moise, față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Moise era considerat un prieten al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu poți vorbi față în față cu oricine. Dumnezeu nu a stat să vorbească față în față cu oricine, ci a stat și a vorbit față în față cu prietenii lui. Vedem că i-a vorbit lui Avram, a stat și a vorbit față în față cu el, pentru că a fost prietenul lui. A vorbit cu Moise. Vedem în continuare în Iacov, capitolul 2, versetul 23. Iacov, capitolul 2, versetul 23. Uitați ce spune aici. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu
și s-a nesocotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Avram, drag frate și soră, și prieten, a fost numit prieten cu Dumnezeu. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Să fii prieten cu Creatorul Universului. Să fii prieten cu Cel care te-a creat pe tine. Cea mai mare satisfacție pe care o poți avea în lumea aceasta, în viața aceasta pe care o trăiești, este, eu cred, din punctul meu de vedere, este aceasta, să fii prieten cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu. E cea mai mare satisfacție, cea mai mare bucurie și cel mai mare lucru pe care l-ai putut realiza. Poate ai realizat în viața aceasta lucruri nenumărate. Poate ți-ai făcut o casă, ți-ai luat o mașină, ai terminat anumite facultăți, ai anumite funcții înalte. Nu ai realizat nimica, nimic nu ai realizat dacă nu ești prieten cu Dumnezeu și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ești pierdut dacă nu l-ai pierdut ca și prieten. Pentru că lucrurile acestea sunt trecătoare. Lucrurile acestea toate trec. Lumea aceasta, cu tot ce este al ei, se duce, trece, va pieri odată. Dar ceea ce rămâne veșnic, e prietenia cu Domnul Iisus Hristos. Ea va rămâne veșnic. Și dacă vrem să fim prieteni, trebuie să avem roadă în viața noastră și în trăirea noastră. Și uitați, hai să ne uităm, să privim puțin în Sfânta Scriptură la Galateni, capitolul 5. Aici ne vorbește despre o roadă. O roadă a Duhului. Galateni, capitolul 5, versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este. Haideți să privim puțin la aceste roade care sunt enumerate și să ne cercetăm viețile noastre. Chiar dacă ești prieten venit în casa Domnului, poate și nu ai avut o întâlnire personală cu El, poate nu ai făcut un legământ încă cu El. Uită-te și privește în viața ta. O să ne uităm puțin după aia să vedem că au fost oameni care, persoane care au vrut să vină să încheie un legământ în apă. Și Ioan le-a zis, nu. Prima dată merge și faceți roade vrednice de pocăința voastră. Privește în viața ta. Să privesc în viața mea să vedem dacă avem roade. Aceste roade care sunt trecute aici. Și uitați ce spune aici. Dragostea despre care am vorbit. Despre care am vorbit de la început. Dragostea, iubirea unul față de altul. Există în viața mea? Există în viața ta, drag frate, soră și prieten? Există în viața noastră dragoste? Putem să ajungem să ajungem în dragostea aceasta să fim desăvârșiți? În ce sens mă refer? În faptul că putem, avem dragoste pentru Cel de lângă noi. Încât să ajungem chiar să dăm poate din ce al nostru pentru El care are nevoie. Poți să ai această dragoste pentru El, chiar dacă El ți-a făcut rău poate ție. Tu dacă vezi că trece printr-o criză financiară, să iei din buzunarul tău să mergi să zici, uite, nu sunt mulți bani, sunt puțini, dar ăsta sunt pentru tine, pentru că ai nevoie de ei. Ai putea face lucrul acesta? Aș putea face oare lucrul acesta? Asta înseamnă dragoste. Înseamnă dragoste, înseamnă să dovedești, nu doar să vorbești. Că de vorbit suntem cei mai buni. De multe ori. Și este un defect care îl am eu de când eram mai mic, nu spuneau mulți. Dar ce am? Tu bați mult din gură, vorbești mult. Ăsta e un defect pe care l-am și mă rog Domnul ca să îmi dea putere să-mi controlez vorbirea mea, să vorbesc. Chiar dacă vorbesc mult, să vorbesc doar ceea ce trebuie, nu ceea ce nu trebuie. Ce nu trebuie. Nu doar să vorbim despre dragoste, ci să o și trăim. Să fim gata să ne jertfim unul pentru altul. Cum zicea fratele Adi, să fim gata să ne purtăm poverile unii altora. Și a purta povara nu înseamnă doar ca să te rogi pentru El că vezi că trece prin încercare. Nu. Ai purta povara celui de lângă tine. Înseamnă să bagi mâna în buzunarul tău și să-l ajuți dacă El are nevoie de ajutor. Înseamnă dacă El are nevoie să meargă undeva. Să fii gata să zici, uite, vin eu cu tine să te ajut ca să rezolvi lucrul ăla. Aia înseamnă a purta povara. Dragostea. O altă roadă. Bucuria. Dacă nu este dragoste în ființa noastră, nu poate să existe nici bucurie. Nu poți să zici că ești bucuros dacă nu iubești. Nu poți să spui lucrul acesta. Este o bucurie poate vremelnică, o bucurie care ți-o dă lumea aceasta. O bucurie de moment. Azi ești bucuros și mâine plângi, ești trist. Dar dacă îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca și prieten al tău, bucuria aceasta nu se termină niciodată, chiar când treci prin încercare. Ești bucuros. Pentru că știi că ai unul care e lângă tine și îți poartă de grijă. Pentru că știi că ai un Dumnezeu care e alături de tine și când treci prin valea plângerii. Pacea. Dacă nu ai dragoste în inima ta, nu poți să ai pace. Drag frate, soră și prieten. Dacă nu ai dragoste, nu poți să ai pace. Degeaba.
Degeaba zici că eu nu am nimic cu mine. Nu ai nimic cu el, dar nici nu ai nimic nici pentru el. Deci aici e un pic un joc de cuvinte. Deci eu nu am nimic cu el. Nu. Dar e un lucru rău că nu ai nimic cu el, pentru că ar trebui să ai ceva și cu el. Adică ce? Să-i poți povara și să-l ajuți. Ar trebui să ai ceva cu el. Eu nu am nimic, nu am nimic cu nimeni. Păi asta e cel mai mare lucru, că nu ai nimic cu nimeni. Ce mai rău lucru? Că nu ai nimic cu nimeni. Că ar trebui să ai ceva cu toți. Dar ce să ai? Ceva din Dumnezeu. Amen. Să ai cu toți. Asta ar trebui să avem, frate, dragi frate și soră. Dragi frate și soră, și vorbesc și mie în primul rând. Lucrul acesta că sunt defect, la multe din aceste roade sunt și eu defect și vorbesc mie. A nu avea nimic cu nimeni nu e o soluție. A fi neutru nu e o soluție. Nu. Pacea, îndelungă răbdare, un lucru care este așa de greu nouă românilor, să avem îndelungă răbdare. Ne sare țandăra, cum zicem noi, una-două, sau mai este o vorbă populară, că se aprinde beculețul una-două, fitilul una-două. Una-două se aprinde. Nu avem îndelungă răbdare. Haideți să ne cercetăm ființele noastre, să vedem roada aceasta există, dacă vrem să fim prieteni Domnului Iisus Hristos, trebuie să existe roada aceasta și în viața noastră, să fim îndelungă răbdători. Să avem îndelungă răbdare. Să fim gata să răbdăm chiar dacă cel de lângă noi ne va jucorește, chiar dacă cel de lângă noi ne vorbește lucruri urâte. Să fim gata să răbdăm. Bunătatea. Dacă nu ai dragoste, nu poți să ai bunătate. Eu am stat un pic și am analizat toate aceste lucruri care urmează după dragoste. De-aia eu cred că a fost pusă prima dragostea, pentru că dragostea e cea mai importantă. Pentru că având dragoste, toate celelalte le ai automat. Dar dacă nu ai dragoste, nu poți să ai bunătate. Cum poți să ai bunătate față de cel de lângă tine dacă nu-l iubești? Eu nu pot să mă gândesc la lucrul acesta. O bunătate din interes, că ești bun, că ai bani, ai bani, poate ai milioane de euro și scoți acolo cât 1000 de euro și dai la cel de care are nevoie. Aia nu înseamnă bunătate. Aia nu înseamnă bunătate. Bunătate înseamnă atunci când din ceea ce ai tu, poate, ultimii tăi bani, îi împarți jumate-jumate și jumătate dai la cel de lângă tine care are nevoie. Și după aia tu prin credință mergi în continuare. Citeam mai săptămâni, zilele trecute, cartea Viața lui Hudson Taylor, știți cu toții, misionar în China, unul dintre primii misionari în China, cel care, care fără nimic a buzunarul lui, de multe ori, spunea el, înainte să meargă în China, a trebuit să treacă printre încercări. Domnul l-a pus la încercare și mi-a zis că l-a chemat un frate de acolo, de ei, și a zis, hai să mergem la familia cu tare, să-i vizităm. Că trec pentru orice care, pentru o problemă, am mărți, am vizitat. Să ne rugăm. A văzut-o cu soția acelui om, zicea că era bolnavă în pat. Spunea că soția lui era bolnavă în pat și Hudson a început să-i vorbească despre iubire, că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te poate vindeca, că trebuie să te întorci la El. Și a vrut să iasă afară după aia și i-a venit un gând în minte și a zis, fățarnicule, i-ai vorbit acestei femei și acestui om de binecuvântare. I-ai vorbit despre că Iisus o iubește, îi iubește și că vrea să facă la ei. Dar tu ai văzut că nevoia lor e că n-au ce să mănânce. Tu ai bani în buzunarul tău, fățarnicule, cum poți tu să mergi acasă și ei să moară de foame? Și tu le-ai vorbit, cum crezi că ei se vor întoarce la Domnul dacă tu cu bani în buzunar te duci acasă? Tu le-ai vorbit, dar nu ai dovedit ceea ce ai vorbit. Și el a stat și s-a gândit, mă, ce să fac, cum să fac? Ăștia sunt unii bani care mai am. Până el era ca și ajutor la un medic și până să-l plătească acel medic, și-a dat banul. Până la urmă a scos și-a dat banul din buzunar. El se gândea, mă, dar am puțin, dacă a fi avut mai mulți, să dau mai mulți. A dat atâția că s-a avut și s-a dus acasă fără niciun ban. El zicea, am mâncare seara aceasta. Mâine, dimineață, am ce să mănânc. Dar mâine seara nu știu ce să mai mănânc. Și s-a rugat Domnul și a zis, Doamne, Tu ești Cel ce poți să-mi poți de grijă. După masa aceea, mergând la medic, acasă, și pentru că acolo și stătea, a venit, mi-a zis că stătea pe fotoliu, pentru că se vezi cum mâine pentru aceea, stătea medic pe fotoliu și citea într-o zi și l-a întrebat, a zis, cum sunt? Așa e că nu te-a mai permis să dai bani de mult? S-a terminat trimestrul de mult și nu mi-a dat bani. Păi zice, mă duc acum să-i dau. A mers în bibliotecă, a venit înapoi și a zis, îmi pare foarte rău, toți banii care i-am avut, i-am dat înainte, nu mai am. Hudson atunci a spus semnea și a zis, Doamne, ce se întâmplă? Tu chiar așa de greu vrei să mă încerci? A ieșit și a plecat de la cel mediu. Cuvântul că Domnul îi poartă de grijă, chiar dacă l-ar cimăta. Nu a făcut câțiva pași în grădină, că a venit medicul spatelui și a zis, Hudson, stai puțin. Tocmai acum a venit unul din clienții mei și mi-a adus o sumă de bani.
Poftim banii aceștia, nu sunt toți, dar sunt o parte din ei. Și atunci a fost la mărit și l-a spălat pe Dumnezeu și a zis, Doamne, Tu ești cel ce poți de grijă. Aia înseamnă bunătate. Nu înseamnă bunătate, nu înseamnă să mergi să-i spui numai un om, Dumnezeu te iubește, e bun. Dacă nu și dovedești lucrul acesta. Aia înseamnă bunătate. Facere de bine. Să faci bine celui de lângă tine, chiar dacă îți face rău. Credincioșie. Să fii credincios Domnului Iisus Hristos, până la moarte. Până la moarte, pentru că El ne-a fost credincios nouă. Și a murit pe cruce. El a venit și a murit El. Să fii credincios prieteniei Domnului Iisus Hristos, pentru că, după cum am spus, prietenile care le avem noi de multe ori se destramă, se rup. Pentru că nu suntem credincioși unii față de alții. Ci umblăm cu lucruri ascunse unii față de alții. Dar înaintea Dumnezeu nu merge așa. Dacă vrei ca relația de prietenie cu Domnul Iisus Hristos, dacă vrei ca relația de prietenie cu Dumnezeu să rămână, să fie statornică, trebuie să fii credincios. Trebuie să fii credincios prietenului tău, pentru că în momentul în care te îndepărtezi de El, această relație de prietenie se rupe. Se rupe. Prietenia ține atât timp cât și o parte și cealaltă sunt credincioși unii față de altul. Aia înseamnă prietenie, să fii credincios. Blândețe, să fii blând. Să nu atunci când te supără careva, gata, i-a ieșit la pastila, cum zicem noi, îi dăm pastila. Adică îi aruncăm o vorbă de ocară, o vorbă urâtă. Nu, să fii blând. Pentru că așa zice Sfânta Scriptură, că să fim blânzi și smeriți cu inima. Așa trebuie să fim. Înfrânarea poftelor. Dacă vrei să fii prieten cu Domnul nostru Hristos, trebuie să rup de tot relația cu lumea aceasta. Trebuie să rup relația cu lumea și cu lucrurile din această lume. Trebuie ca în viața ta, când tu te-ai hotărât și ai zis, da, Doamne, de astăzi vreau să fiu prieten cu Tine, păi de atunci încolo, în viața ta, nu mai trebuie să existe nicio roadă care să fie pentru lumea aceasta. Nu! De când ai zis, gata cu lumea, gata cu păcatul, sunt prieten cu Tine, Doamne, de atunci nu mai trebuie să existe roade ale lumea aceasta în viața noastră, nu mai trebuie să existe păcat. Trebuie să renunțăm. Trebuie să ne înfrânăm poftele, pentru că trupul acesta nostru e un trup slab, suntem slabi. Carnea aceasta, de multe ori ne face să cădem în păcat. Dar trebuie să cerem la Dumnezeu putere. Doamne, dă-ne putere ca să ne înfrânăm poftele acestea ale cărnii care le avem de atâtea ori. Și să fim tot timpul oameni care aducem roadă. Să fim tot timpul prieteni ai tăi care aducem roadă pentru tine. Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că dacă vrem să fim prieteni cu El, să aducem roadă. Și roada aceasta, de-aia am vorbit despre roada Duhului, trebuie să rămână în viața noastră. De-aia și spune aici, că roada voastră să rămână. Deci, nu-i suficient să aduci roadă pentru o perioadă, după cum v-am spus, să fii credincios prietenului tău o perioadă și după aceea te depărtezi de El. Nu, aici zice că dacă vrei să fii prieten pentru totdeauna cu Domnul Iisus Hristos, roada noastră trebuie să rămână. Trebuie să rămână. Nu-i suficient să aduci roadă un an de zile și gata, s-a asigurat cu prietenia pentru Domnul Iisus Hristos. Nu. Dacă roada în viața noastră nu rămâne în fiecare zi, până când ne va chema El acasă sau până va veni El să ne ducă, nu putem să avem o prietenie cu El. Trebuie să avem o prietenie în care roada să rămână, pentru că dacă vrem ca să-i cerem ceva de la Tatăl să vedea, El ne va da. Și în finalul textului, Domnul Iisus Hristos spune așa, repete prima poruncă care a dat-o în primul verset. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Toate aceste lucruri, dacă vrem să fim prieteni, acesta a vrut să fie mesajul meu principal, mesajul central din dimineața aceasta. Dacă vrei să fii prieten cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să iubești. Trebuie să iubești. Și iubirea aceasta trebuie să o fie iubire exact aceeași iubire pe care a avut-o El față de noi, o iubire necondiționată. O iubire necondiționată. Deci nu poți să-L iubești pe cel de lângă tine doar pentru că îți face bine ție. Nu poți să-L iubești pe cel care îți face rău. Nu poți să-L iubești pe cel de lângă tine doar pentru că ai favorurile. Nu. Dacă vrei să fii prieten cu Domnul nostru Iisus Hristos, dacă vrei să ai parte de prietenia lui Dumnezeu, dacă vrei, ca într-o zi, fiind prieten cu El, să fii cu El în împărăția Lui, trebuie să iubești pe cel de lângă tine. Amin. Amin.